primul și cel mai important lucru, oamenii trebuie să cunoască că la bucătăriile lor nu lucrează doar un cerc mic de 2-3 oameni. Asta este o echipă foarte mare, care de la etapa de marketing până la etapa de montare, fiecare plec suflet și foarte multă stăruință ca să facă produsul finit pe placul clientului. Asta sunt peste 20 de oameni care fiecare își aduc abordarea în rezultat final. Asta este important și mulți clienți asta nu cunosc. Răspunsul este simplu, asta este mărimea companiei și structura ei. Mare majoritate companiile din Republica Moldova sunt companii mici sau medii și nu au parte de multe departamente, precum avem noi. Noi avem departament absolut pentru orice domeniu al lucrului nostru și la fiecare este abordarea perfectă. Respectiv, la fiecare domeniu, la fiecare etapă aveți posibilitate să primiți răspuns la orice întrebări și să obțineți cunoștințele necesare. Ar fi cazul să comparăm cu terenul de joacă. Dacă în cadrul unei companii mai mici, terenul de joacă este limitat, dar nu este un teren foarte vast. Noi avem posibilitatea să greșim mai mult, noi avem posibilitatea să creștem pe greșelile noastre, ceea ce nu ne permite în alte părți. Pur și simplu, fiindcă asta nu e posibil fizic.